Doamne, lăsați-mă să cânt acum, ca să-mi iau banii, ca să nu ies. Dumneavoastră aveți pensie, dar eu din ce să trăiesc? Am văzut reacțiile pe care le-a stârnit postarea pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Brașov a evenimentului organizat de Primăria Hârțeni, la care a participat și Cristian Pomohaci. Cristian Pomohaci, în opinia mea, este un personaj controversat care a fost acuzat de pedofilie, acuzație de care a scăpat datorită prescripției, dar a fost condamnat pentru evaziune fiscală și consider că trebuie să fac câteva precizări referitor la acest subiect. Cultura și finanțările nerambursabile acordate de Consiliul Județean pentru proiectele culturale sunt atribuțiile mele la Consiliul Județean. Proiectele sunt evaluate de comisii de evaluare formate din personal de la Consiliul Județean și oameni de cultură din exterior. Nu eu fac evaluarea proiectelor pentru că nu am vrut să influențez în niciun fel evaluările, dar nici nu aș fi avut cum să particip la evaluarea celor aproximativ 200 de proiecte care au fost depuse pentru finanțările pe cultură, sport și culte. Asta însă nu schimbă cu nimic faptul că este răspunderea mea și îmi asum acest lucru. Personal, în niciun caz nu mi-aș fi dorit să apară numele lui pe afișul unui eveniment cofinanțat și de Consiliul Județean Brașov și am verificat ce s-a întâmplat în acest caz. În solicitarea de finanțare depusă de Primăria Hârțeni nu apărea numele lui Cristian Pomohaci, era scris doar spectacol folcloric. Colegii mei de la Serviciul Învățământ Cultură Sport nu s-au mulțumit cu atât, ci au trimis o cerere de clarificări, prin care au solicitat numele interpreților care vor apărea la acest spectacol. Am primit o adresă de răspuns de la Primăria Hârțeni împreună cu oferta organizatorului evenimentului, în care numele lui Cristian Pomohaci nu figura nici în proiectul care a fost depus pentru cofinanțare și aprobat de Consiliul Județean Brașov. De asemenea, nu a fost făcută nicio plată de către Consiliul Județean pentru acest proiect. Mâine vom transmite o adresă către Primăria Hârțeni prin care ne vom exprima dezaprobarea pentru alăturarea numelui Consiliului Județean Brașov cu această persoană controversată și vom specifica în mod clar că nu vom face plata către Primăria Hârțeni dacă din cofinanțarea aprobată de Consiliul Județean urmează să fie plătit onorariul lui Cristian Pomohaci. Doamne, lăsați-mă să cânt acum, ca să-mi iau banii, ca să nu ies. Stimate domnule Zener Zoltan, vă mulțumesc pentru că apreciați astfel muzica populară românească, folclorul și tradițiile poporului românesc pe care le purtăm cu drag în inimă și în fiecare loc unde suntem invitați. Vă mulțumim și pentru că exprimați părerile dumneavoastră atât de frumos. Mulțumim Primăriei Hârțeni pentru invitație. Pentru dumneavoastră, Părintele Cristian Pomohaci. Doamne ajută, bine v-am găsit. Doamne ajută. Doamne ajută, bine v-am găsit. Doamne ajută, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc din toată inima și mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-a rânduit o vreme așa frumoasă să ne întâlnim astăzi în Hârțeni. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru prilejul rânduit de a mă întâlni cu dumneavoastră. În fiecare dintre dumneavoastră văd un prieten și un om pe care îl cunosc. Aș vrea să vă fac dedicații pentru aceasta a venit la Hârțeni astăzi și prima dedicație se cuvine să o fac celui care stă la altar, când știm noi, când nu știm, când avem probleme, când nu avem probleme. El stă acolo în umbra Sfintei Cruci, ținându-L pe Hristos în palmă și plângând de multe ori. În aplauzele dumneavoastră pe Părintele Avram, vreau să-L invit pe scenă. Să rămână, Părinte, să rămână, să rămână. Vă rog să salutați oamenii frumoși. Vreau să vă întreb așa, curiozitate, pe mine mă macină curiozitatea și am plătit mult pentru curiozitățile mele. Ați avut atâția oameni azi dimineață la liturghie cât avem noi astăzi la spectacol? Nu. Nu. Atunci binecuvântați-i. Și salutați-i, salutați-i pe toți. Domnul să vă binecuvinteze pe toți în această sfântă zi de duminică, în care suntem împreună cu Părintele Cristian, pe care Maica Domnului l-a adus aici în această zi, ca să ne bucure, să ne bucurăm împreună de această zi deosebită. Domnul și Maica Domnului să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Să rămână, Părinte. Aplauze pentru Părintele Avram.
Îmi dați voie să vă mulțumesc din toată inima pentru florile primite. Mulțumesc domnului inginer de sunet care m-a ajutat ca să primesc florile. Am cântat la domnul primar de la Mândra nimic. Am făcut o dedicație frumoasă. Așa e primarul, nu dă nimic, că zice că e bugetar. Am cântat la părintele Avram nimic, că zice că e sărac, e necăjit, trăiește numai din parastas, Dumnezeu să primească. Dar am cântat la cei mai frumoși oameni din Hârseni și am primit flori. Fiți binecuvântați și vă mulțumesc! În aplauzele dumneavoastră vine tata care e domnul primar, să trăiască domnul Daniel Drâmboi! Haideți, domnul primar, aici! Avem și pe domnul viceprimar, domnul Sin, este? Domnul viceprimar Sin este? Unde este? Domnul viceprimar, bine ați venit. Îmi dați voie să dau mâna cu dumneavoastră. Bună ziua! Fiți binecuvântat, domnule. Domnul viceprimar, cum cheamă Sin? Sin Ioan. Sin Ioan, domnul viceprimar, dacă este? Domnul vice? Domnul vice, îl găsim la alegerile următoare. Haideți lângă mine. Domnul primar, ați spus că aveți emoții, știu că aveți emoții, pentru că să coordonezi un proiect de genul care l-ați făcut dumneavoastră astăzi este greu. Ca să poți aduna atâția oameni este greu și să stai și cu frica în spate, oare plouă, oare nu plouă, oare fi bine, oare nu fi bine. Vreau să întreb astăzi oamenii din Hârseni dacă sunteți mulțumiți de ceea ce a organizat domnul primar. Vă rog să aplaudați dacă sunteți mulțumiți. Mulțumesc. Vă rog să vă salutați oamenii. Mulțumim frumos. Mulțumim, părinte. Mulțumim, părinte, că ne-ați onorat cu prezența. După cum vedeți, locuitorii comunei Hârseni vă iubește și sunteți un interpret deosebit. Mulțumim! Mulțumesc din toată inima! Numai un pic, vreau să vedeți că am și pentru domnul primar ceva. O șapcă. Mulțumesc! Tot din partea lui Dragoș și din partea mea un cântec special. Haideți să-l cântăm împreună! Doamne ajută! Că să meargă! A fi om e lucru mare! Vă mulțumesc din toată inima și celor care m-ați aplaudat și celor care m-ați ascultat. Vă mulțumesc din toată inima! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Să rămână, părinte! Să trăiți domnul primar, să trăiți domnul viceprimar, să trăiți oameni frumoși din țara Făgărașului și această distinsă domniță cu cuvintele la dumneaei, dar și cu frumusețea. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim frumos pentru momentul excepțional. Pentru dumneavoastră avem și o diplomă. Mulțumesc din toată inima! Mă onorează diploma, o să o înrobești, o să o pun la loc de cinste lângă celelalte diplome și distinții pe care am. Vă mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc. Să dea Dumnezeu să aveți ploi line, pace în casă, să fie binecuvântate animalele dumneavoastră, locurile dumneavoastră de muncă și de ce nu tătă țara noastră, țara Făgărașului. Doamne ajută să trăiți la mulți ani! Doamne ajută!